Am revenit realități rurale. Astăzi vorbim foarte mult despre târgul de turism al României. Am făcut o trecere în revistă în prima parte a ceea ce înseamnă, iată, personaje și povești istorice. Existau, știi, Drume și era un autor, povestiri istorice a fost, dacă mai țin minte, în copilăria noastră și la școală. Și am stat și am văzut multe lucruri. Am văzut daci, am văzut domnițe, am văzut soldați din 1918. Acum mergem către o adevărată lecție de istorie. Exact. Mergem și vedem o adevărată lecție de cum s-ar putea construi o imagine a unui turism într-un județ care pentru unii nu reprezintă, poate, sau reprezintă altceva în România. Este vorba de județul Bacău. Și pentru a încerca să vedem de unde pornesc, cum vor să facă și la ce vor să ajungă, stăm de vorbă cu unul din personajele implicate în acest plan, în acest proiect de promovare a județului Bacău, căci despre acest județ este vorba, domnul Iulian Pintilie, care este director adjunct al Serviciului Public Județean pentru promovarea turismului și mai are acolo niște date pe care ni le va completa dumneavoastră. Bună seara, domnule Iulian Pintilie! Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Sigur că da. Ne face plăcere să vorbim aici pentru că, iată, județul Bacău, din ceea ce ne spunea și colegului meu și mie personal, are niște planuri extrem de ambițioase de promovare a turismului și sunt multe lucruri și lucruri pe care românii nu le știu despre județul Bacău. De ce atât de puțin până acum și de ce doriți de acum încolo să faceți acest plan de cunoaștere a ceea ce înseamnă Bacăul și frumusețile turistice, ecumenice și alte locuri din Bacău? Probabil că promovare s-a făcut și până acum, dar acum începem o promovare mai agresivă și dorim să devenim mai mult, mai vizibili pe piața, eu știu, destinațiilor turistice din România și nu numai. Într-adevăr, s-au făcut în trecut broșuri de promovare, eu știu, pliante și alte lucruri. Acum însă am intrat pe piață cu o hartă a obiectivelor turistice din județul Bacău, o hartă pe întreg județul și una pe municipiu, iar de curând, pentru parteneriat cu cei de la Google, o să încercăm să transpunem această hartă a obiectivelor turistice și în mediul online și să reușim ca să ne facem într-un viitor cât mai scurt o bună promovare, să devenim vizibili. Ce înseamnă Bacău? Dați-ne câteva elemente din punct de vedere turistic. Ce ar putea face un turist român, străin, care vine în județul Bacău și s-a întrebat, domnule, am ajuns aici, ce vizitez? Păi în județul Bacău începem cu perla stațiunilor. Trebuie să vă spun de la bun început că în cadrul județului Bacău avem două stațiuni de interes național, care este Slănic Moldova și Târgu Ocna, și o stațiune de interes local, care este Moineștiul. În Slănic avem izvoarele cu ape termale și cu, eu știu, turismul balnear, care este reprezentativ pentru orașul Slănic Moldova, orașul stațiune Slănic Moldova. Okay. Pentru Târgu Ocna avem salina din Târgu Ocna, unde aerul salin își spune, eu știu, oarecum beneficiile pentru... Da, sigur, sigur, reprezentativ. Cei cu afecțiuni pulmonare. Da, corect, aveți dreptate. Și pentru Moinești, a spune, peisajele munților și, eu știu, pentru perioada aceasta de iarnă, datinele și obiceiurile strămoșești care sunt la fel reprezentativ. Cum stați din punct de vedere al numărilor de pensiuni? A ceea ce înseamnă oferta, eu știu, zona mai de mâncăruri tradiționale, zona de tradiții? Frumusețile naturale a județului Bacău sunt integrate de o gastronomie tradițională moldovenească. Se gătește bine Moldova, recunosc, se mănâncă bine Moldova. Se mănâncă bine, iar printre bunătățile realizate ați putut vedea la târgul de turism preparatele din păstrăv, cu păstrăvul în hârzop de brad, zacusca din păstrăv, cârnații și sărmăluțele din păstrăv, dar pe lângă aceasta avem și brânza în scoarță de brad, care este tot specifică Valei Trotului. Este deja produs tradițional înregistrat, să înțeleg. Corect. Este un produs tradițional înregistrat, cu marca înregistrată pentru... Regională. Da, corect. Bun. Domnul Iulian, da. Am ajuns la dumneavoastră. Capacitățile de cazare din stațiunile de care mi-ați spus sunt importante pentru că sunt orașe stațiuni dinainte, s-au refăcut multe dintre ele, sunt ok. Dacă mă duc în zona mai rurală, pot găsi pensiuni, pot găsi agropensiuni, pot găsi locuri în care, eu știu, săteanul să vină să-mi pregătească din curte, să aibă produsele gata făcute la cămară, să, nu știu, stai o găină, glumesc, un cocoș și așa mai departe.
Cu siguranță putem găsi și nu vă vorbesc din birou, ca director adjunct al acestui serviciu am bătut la pas obiectivele turistice din județul Bacău, pensiunile, hotelurile și oamenii implicați în turism. Am intrat în gospodăriile oamenilor din zonă și inclusiv cel care ne-a reprezentat la târgul de turism cu produsele din Păstrăv, am intrat în gospodăria dânsului, am văzut cum se prepară și cum prepară bunătățile pe care ne le-a prezentat și orice turist ajunge poate aplica sau poate solicita de la pensiunea sau hotelul la care este cazat harta obiectivelor turistice ale județului Bacău și pot găsi acești gospodari sau acești producători în cadrul acelei hărți. Deci trebuie cât mai multă informare, cât mai multă comunicare către celelalte zone, pentru că turiștii vin din celelalte zone ale României, în afară, online, corect, pe televiziuni, pe radiouri, pe broșuri, pe tot ceea ce înseamnă. E clar că vă dați seama de asta. Ați atins un punct sensibil, asta ne dorim. Ne dorim ca în viitor să facem un parteneriat cu câteva televiziuni la nivel național, unde materialele pe care le-am înregistrat și tot ceea ce avem noi să ajungă acolo unde trebuie și să ajungă la cei interesați să exploreze sau să exploateze și zonele mai puțin vizitate ca până acum. Bun. E adevărat că, de exemplu, Suceava are o zonă, are alte lucruri. O să vedem și de acolo niște materiale. Zona de Piatra Neamț are mănăstiri multe și se duce spre zona, spre Suceava. Bacău trebuie să scoateți în evidență foarte multe lucruri. Aveți și noastră turism din acesta de, cu mănăstiri și cu... religios. Religios, să spunem. Avem, da, ceea ce pot să vă spun eu este că Slănic Moldova e, nu degeaba este supranumită perla stațiunilor din Moldova, adică e oarecum reprezentativ pentru turismul balnear, dar ceea ce pot să vă spun cu siguranță că dacă până acum de ceva timp Bacău era doar un județ de tranzit către mănăstirile din Noldul Mordovei, ne dorim să ajungă o destinație pe harta destinațiilor turistice din România și nu numai. Adică să se oprească întâi la dumneavoastră și pe să meargă mai exact, sus spre noi. Exact, exact, ați înțeles perfect. Foarte ambițios și suntem siguri, noi o să venim și noi lângă dumneavoastră, o să vă propunem niște locuri, avem emisiuni, avem multe locuri de promovat și cred că ne putem pune în slujba promovării și turismului la dumneavoastră. Mulțumesc pentru invitația de a vorbi cu dumneavoastră și pe această cale vă și lansez invitația de a veni la Bacău și de a vă însoți și a vă arăta obiectivele turistice și potențialul turistic al județului Bacău cu mare drag. Mulțumim, domnul Iulian Pintilie. Vom veni și vom face materiale care să fie mai apoi distribuite și difuzate la noi pentru că avem unde. Mulțumim încă o dată și succes în toate cele. Mulțumesc și eu și mult succes și dumneavoastră. Bun. Așadar, Iulian Pintilie, director adjunct Serviciul Public Județean pentru promovarea turismului, foarte ambițios și chiar erau pentru... Și ce înseamnă când se implică tocmai Consiliul Județean? Sigur că da, e neapărat necesar, nu poate să facă ceilalți. Un parteneriat public-privat. Au nevoie să-i promoveze, să-i pună sub aceeași umbrelă, să-i ducă la expoziții, să-i ducă la târguri. În primul rând, județul are de câștigat. Odată ce aduci turiști în zona... Sigur că da. Acolo cheltuie banii, acolo stau... Acolo se cheltuie banii, se creează locuri de muncă, crezi beneficiu. Sigur că da. Până la urmă, ăsta e randament. Bun. Mergem un pic mai sus, pentru că tot vorbeam mai devreme cu domnul director de Suceava și de zona Sucevei. Am mers către o vatră românească importantă, Bucovina. Acolo am văzut niște tradiții interesante. Am numit materialul pe care îl prezentăm acum, Vatră Românească Bucovina, și veți vedea de ce. Bine ați venit în Bucovina, mica Elveție a României. Sunt Florin Cramariu, președintele Asociației Meșterilor Populari din Bucovina. Sunteți foarte pitoresc îmbrăcat. Așa sunteți în general îmbrăcat? Este un costum de om împlinit, cum se spune, căsătorit, cu copiii la locul lor. Este un costum mai sobru, mai simplu. Vedeți că nu este așa de înflorat. Ca atunci când erați fecior, nu? Bineînțeles, feciorii poartă costume înflorate, mai bogate, să atragă fetele, iar fetele, la rândul lor, să atragă băieții. De ce în Bucovina? De ce ar veni oamenii în Bucovina? Cu ce îmbiați? În Bucovina sunt foarte multe motive să veniți și am să le iau pe rând, succint câteva cu care să le fac curioși pe cei care vor să vină, să le fac
poftă de a veni în Bucovina. În primul rând, trebuie să vină pentru ospitalitatea bucovinienilor. Este renumită. În al doilea rând, trebuie să vină pentru gastronomia din Bucovina, care este unică în Europa și în lume. Avem mâncăruri tradiționale vechi de sute de ani, care se păstrează, își păstrează rețetele și sunt transmise din generație în generație. Trebuie să vină pentru pensiunile care sunt în Bucovina, sunt în top. Și vreau să vă spun, fără falsă modestie, că peste 90% din locurile de cazare pentru Crăciun în Bucovina, pentru sărbătorile din Bucovina, sunt ocupate. În altă ordine de idei, dacă luăm, nu trebuie să uităm ceea ce vedeți în spatele meu, tradițiile din Bucovina. Cu adevărat, nordul țării excelează în tradiții și obiceiuri care la fel sunt păstrate din vechime. Haideți să enumărăm câteva din tradițiile care, eu știu, se prezintă de aceste sărbători de iarnă. Păi, trebuie să începem cu pregătirea colindătorilor, care începe acum odată cu începutul postului Crăciunului. Deci se adună centele, se adună bantele, se adună colindătorii, încep repetițiile, să vadă cine cu cine, merg la întrecere, să facă fel de fel de șezători de genul ăsta, ca să vadă care va fi cea mai bună bantă din sat, din zonă, să facă concursuri de acest gen, se întâlnesc două, trei sate într-o vatră a satului mai renumită, unde vin toate, se adună acolo și își dau întâlnire să vadă care este cea mai frumoasă, cea mai bine dotată, cu cele mai bune colinde. Începem cu colindele, sunt urătorii, după aia cu urși, sunt zone renumite numai pentru ursari, sunt zone renumite unde este jocul căprii care excelează, sunt bantele de haiduci, care extraordinar de frumoase, sunt păstrate, vă dați seama, de sute de ani de zile. Aș putea să vorbesc 24 de ore din 24 și tot nu m-aș sătura să spun și să aduc elogii Bucovinei, fiindcă aveți ce vedea, veniți în Bucovina, vă primim cu drag, vă simțiți ca la dumneavoastră acasă, în Bucovina, la noi acasă. Mulțumim de invitație! Vă așteptăm cu drag și altă dată! Da! Mare, știi... Micael Beți, exact. Micael Beți, așa este. Știi, e un cântec foarte cunoscut. Cântă Cucu-n Bucovina. Îl știi? Da. Da? Cântă Cucu-n Bată-l Vina, de răsună Bucovina. O melodie celebră și bucovinense... Cu bucovineni celebri, da. Și așa mai departe. Se mândresc cu... Ce mi-ai aflat? Noi, eu am trecut pe acolo, am avut aceste lucruri pe care le-am văzut și le-am făcut. Tu ai avut timp să stai mai mult de vorbă, recunosc că eu am avut mai puțin timp decât tine, să stai de vorbă cu oamenii aia. Cum ți se par? Adică sunt așa sunt și în realitate sau numai atunci când vin la târgu și încearcă să prezinte că așa ar fi? Nu. Așa sunt și în realitate. În primul rând, sunt foarte ospitalieri. Reușesc să atragă omul, reușesc să-l facă să vină în acele zone. În momentul când ai pătruns în standul lor, deja îți dai seama că vrei să ajungi într-un obiectiv turistic. Îți oferă tot felul de variante. Care mai de care mai atractive. Atractive și nu chiar piperate la buzunar, cum unii cred. Sau pentru toate lucru. Buzunarele, să spunem, nu? Da, da. Pentru toate buzunarele, ca să fim mai precisi. Tradițiile sunt la mare căutare. Cei care vor să calce în Bucovina fug după tradiții. Fug după portul popular. Fug după colinde. Mai ales că vin acum sărbătorile de... Să bea o băutură bună, tradițională, nu mai spunem, să mănânce nu bine, spunem, să se plimbe cu da, gurmanzii, sania, cu gurmanzii căruța, au de unde alege. Trăsura. Să vadă portul popular, să vadă obiceiuri, să vadă urături, să vadă... Obiceiurile în perioada sărbătorilor de iarnă sunt inedite. Au... Cine n-a fost cel puțin odată într-un Crăciun în zona asta sau poate și în zona Maramureșului? Și un colind poate, din... N-a văzut nimic din România. Da, da. Până și urările de Crăciun diferă de la sat la sat. Oamenii au ce alege acolo. În primul rând, se distrează și... În al doilea rând, descoperă acea Românie pe care mulți am uitat-o.
E adevărat. Foarte frumos. Ne-a ajutat foarte mult să descoperim acea Românie frumoasă, acea Românie pe care, așa cum spunea și Marius, mulți au uitat-o. Vicepreședintele Consiliului Județean și cu, o să vedeți, o formație de formația lui Nea Vasile, pentru că asta este foarte interesant. Un material pe care noi l-am făcut cu un fundal sonor deosebit. Probabil că o să jucați un pic când o să auziți melodiile și ritmul acesta pe care bucovinenii l-au în sânge. Adevărata tradiție a Bucovinei, când vedeți acești oameni de la mai în vârstă, de la cei tineri care cu drag vin în toate târgurile noastre, peste tot. Noi ne mândrim cu ei că acești oameni dragi și frumoși, cum îi vedeți cu portul, cu straiul nostru adevărat, sunt din Bucovina, din opcina Stănișoarei, de la Mălin. Asta este formația adevărată, tradițională, a noastră, a bucovinenilor. Mergem peste tot cu ei, și în țară și peste hotare, pentru că nu sunt singuri. Avem mult mai mulți adevărați oameni care iubesc patria și iubesc adevărata Bucovină, cu care noi ne mândrim foarte mult. Și uitați că invităm pe toți cei care ne văd acum și ne ascultă să vină în Bucovina, că Bucovina este o adevărată țară de sus. Îi spunea înainte, până în 1774, îi spunea țara de sus a Moldovei. De atunci a fost prima dată spus Bucovina, până când s-a făcut unirea Bucovinei cu țara, care sărbătorim acum 99 de ani, pe 28 noiembrie. Ce doriți României la 100 de ani? Dorim o Românie cu mult belșug, o Românie adevărată, o Românie cu normalitate. Dorim ca toți cei care sunt părtași acestei țări frumoase să prospere în continuare și să ducă promovarea României, a românilor, a bucovinenilor peste hotare, să audă frumos despre noi. Mulțumim, domnul vice, și să-i ascultăm pe cei din Bucovina, cum cântă frumos. Este opțiunea Ștenișoare, cu Nea Vasile, care este organizatorul, pe cântă la fluier, este organizatorul lor, pe care îi adună tot timpul în mijlocul nostru să ne cânte și ne încânte cu melodii frumoase. Conducătorul grupului, da? Așa s-ar zice. Dacă sunteți cel mai tânăr dintre ei sau cel mai în vârstă dintre ei? Se vede, cel mai tânăr. Măi Vasile, măi Vasile. Decanul de vârstă.
Da, de mult are să... Băieți în jurul meu, nu eu cu ei. Ei sunt în jurul meu. Eu... Cum se desfășoară o sesiune de cântare, să-i spunem? Uitați-vă, ne-ați prins față. Așa se spune la noi, Bucovina, ne-ați prins față. Așa ne adunăm, cum se adună alții la cărți, la table, la fotbal, noi ne adunăm și cântăm și jucăm. Așa am moștenit de sus, probabil. Eu m-am trezit cântind cu acest aparat, că îl vedeți dumneavoastră cu șase găuri. Am înțeles. Văd că și sunt tineri care vin lângă dumneavoastră. Ia uitați, da, acolo. Da. Chiar să rog colegul meu să... Nu i-am putut aduce astăzi pe toți, fiind ocupați cu anumite probleme a lor de muncă, dar am venit câțiva și buni. Ce le spuneți celor care vor să vină în Bucovina? Să vină cu drag, așa cum spunea și domnul vicepreședinte a Consiliului Județean, să vină la noi, că au ce vedea și au ce găsea, au ce mânca, au ne dormi, au de toate. Agricultura e în floare la noi, avem și pădure, și deal, și câmpii. Aveți și pădure? Avem. Personal, am fost silvicultor 40 de ani și m-au scos la pensie luna trecută. Sunteți proaspăt pensionar, acum, deci acum sărbătoriți am pensionar. Puieți de așa până, vedeți dumneavoastră, seculari. România înseamnă și păduri, înseamnă plămânul verde al oricărei țări. Mai ales Bucovina, cea mai mare suprafață păduroasă, are județul Suceava, dacă trec la cele tehnice, dar trebuie să știe toată lumea. Avem oameni falnici acolo și lucrători de păduri și crescători în același timp de păduri, odată cu pădurea de animale, vânat avem toate cele ce doriți dumneavoastră. La pensiunile noastre se poate vine, vedea vânatul ca la Brașov, vine până la gard. Și vorbiți cu el. Da, da. Sunt cazuri când se poate vorbi. Da. Mulțumim încă o dată. Un an bun să fie, nu? Să dea Dumnezeu un an bun la toată România. Și cât mai des întâlniri de genul ăsta, să ne cunoaștem, să ne vedem noi românii toți, din sud până unde stă harta în cui. Să dea Domnul. Sănătate vă urăm. Să veniți în Bucovina, porțile Bucovinii sunt ca brațele mamei. Dulci și vă așteaptă. Și primitoare. Primitoare, pe oricine vrea să vină la Bucovina, să vină în Bucovina noastră. Da. Chiar și Nea Vasile spunea, de la sud până la nord, să dea Domnul să fie toți, să se înțeleagă. Ce mesaj plin de poezie. Exact, acest lucru. Târgul de Turism e o oportunitate, noi am văzut acolo foarte multe programe artistice, avem multe lucruri pe care o să le prezentăm, spuneam în emisiunile ulterioare. Da, fiecare vrea să-și promoveze zona într-un fel anume. Da, pentru că fiecare găsește o altă metodă de a-și promova. Din ce în ce mai mult se adaptează, știu, metodele acestea. Am văzut, de exemplu, cei de la Suceava, au venit cu Dita Mai autocarul, era în fața acolo, cu toată trupa, cu dansatori, cu cântăreți, cu soliști, cu așa mai departe. Iar mai erau de la Maramureș, au venit cu olari, cu tradiții meșteșuguri îmbrăcați în costumele de pe Valea Izei, de pe Sighet, din zona Sighetului și așa mai departe. Chiar aveam o discuție interesantă cu președintele Consiliului Județean, care are vreo 30 și ceva de ani, nu cred că cel mai tiner președinț de Consiliul Județean și care e pus pe foarte mari fapte acolo, să zic, în ceea ce înseamnă dezvoltarea turismului. Dacă mai are nevoie, e un brand deja Maramureșul istoric, dar în același timp el vrea și mai mult de la aceste lucruri. Marius, pentru mâine pregătim încă niște lucruri interesante, nu? Mergem într-o zonă și mai rurală, tu ai fost în multe lucruri. Trebuie să le spunem că aceste două ediții sunt tocmai niște ediții de suflet și frumoase. Vă purtăm pe ulițele satului românesc. Ulițele satului care au participat au fost, cred că, vreo 10, 9 sau 10 comune care au venit și s-au prezentat oferta turistică. Și cu oferte destul de generoase. În primul rând, ei vreau să-și promoveze obiectivele culturale din zonă. O să vorbim despre zona Romanați. Am poposit și la standul celor de la Vâlcea, unde vom afla mai multe despre Călimănești, Căciulata, stațiuni vechi, uitate de timp după 1990, dar care, ia uite, încep să renască în ultima perioadă. Și aici, ca să fac o paranteză, o să le spunem că vorbim și de turismul balnear, pentru că s-ar putea în curând să mergeți la turism balnear, dar să nu mai aveți posibilitatea să faceți baie în acele ape minerale, pentru că sunt mult prea scumpe și o să vedeți și de ce, mâine. Avem un interviu și cu un medic care ne recomandă unde trebuie să mergem. Zona Drăgășani... Le spunem tot pentru astăzi? Nu. Îi mai lăsăm să fie atenți și pentru emisiunea noastră de mâine, nu? Da. Da, Marius. Cam asta era. Deci mâine revenim,
o parte din turism, turismul balnear și ceea ce se întâmplă, că sunt foarte multe, Felix, Limănești, Căciulata, Sovata, Govora, multe, multe lucruri din acestea și încă o dată vă spun, s-ar putea să mergeți acolo și să faceți bani într-un bazin gol, să nu mai aibă cei de acolo bani cu care să plătească apa, cea cu proprietățile deosebite pe care le avem. Și bineînțeles, mergem la acele comune care își prezintă istorie, tradiție, meșteșuguri și încearcă să atragă clienți, pentru că turiști veniți înseamnă pentru satul lor foarte, foarte mult. Nu? Mulțumesc, Marius! Așadar, pe mâine seara, la o nouă ediție a Realităților Rurale, aici noi doi, tot aici o să fim, nu o să schimbăm mijlocurile în studio și o să încercăm să vă prezentăm alte perspective ale turismului din România și sperăm că vă face plăcere să vă uitați la noi, la Agro TV. După noi urmează știrile și apoi colegul meu Ovidiu Ghinea și să nu uităm că de astăzi Agro TV se îmbogățește cu o nouă emisiune, Ce vor plantele, o emisiune pe care mulți dintre dumneavoastră o știți. Așadar, eu știu să spun, începând de la Cătălin Lența, colegul meu, de la ora 18 până la ora 24, vrem să vă ținem aici lângă noi, lângă Agro TV. Și aveți să vedea, sunt sigur de asta, și dumneavoastră ne veți spune acest lucru. Mulțumesc încă o dată, pe mâine seară. Pe mâine seară, să ne auzim cu bine. La revedere!